dimineața la un nou vlog. Am aici doi iporadei care m-au trezit foarte devreme, deși azi noapte, nu știu dacă am dormit 3 ore, pentru că amândoi, unul a horcănit, altul a scârțuit din dinți, nu știu ce au mai făcut. Și după ce că n-am dormit... Da, ai râs, să râdeai în hohote, fetița râdea în hohote, a visat ceva, a venit maica domnului mami la tine, doamne, doamne. Așa, nu m-am mai luat somn, nu am mai stat pe telefon, Dominic s-a trezit și el, ne-am uitat un pic la slime pe telefon, pe televizor la YouTube și s-a făcut 5 dimineața și la 8 m-au trezit. Fetița a început că vrea paste, de o lună de zile vrea paste aproape în fiecare zi. N-ar fi o problemă că vrea paste, de-ar mânca la prânz, de-ar mânca seara, dimineața la 9 pe weekend. Când dorm mai mult să mă odihnesc, ea vrea paste. Ia să-mi spuneți în comentarii dacă nu mai există mămici care fetițele le cer paste dimineața. Paste cu sos. Deci când aud fraza asta, deja mi se face părul așa. Dar n-am nicio șansă să nu-i fac, că mă bate la cap în continuu și dacă nu-i fac, începe și plânge. Și trebuie să-i fac și o liniștesc și gata. Așadar... astăzi vom filma, vedem ce facem, mare brânză, nu știu ce vom face, că afară e vremea urâtă. Vom sta în casă lângă brăduțul minunat și lângă accesoriile de Crăciun. Desenăm, facem jocuri, citim povești, găsim ceva de făcut ca să ne treacă ziua și să vină și duminică și apoi o nouă săptămână. Rămâneți aproape! Vă pupăm, că nu plecăm nicăieri, mai filmăm. Nu știu, am bananele astea, m-am chinuit să le mănânc singură, că băiatul nu vrea să mănânce, fata vrea să mănânce fix când poate mai e doar una. Și avem atât de multe fructe, că s-a nimerit să le avem fix când am putut să mâncăm. Ori au dor burtica, ori s-au negri bananele și n-au vrut să le mai mănânce. Uitați ce gentuță frumoasă, în ce credeți că am eu aici și pastile. Da, vom vedea, poate vine vreo idee să fac ceva din bananele astea, să le bag într-o prăjitură ceva, să nu... Ce nume e aici? Una, două... Ce nume are mami aici? Până vine toate la 1, de la 2-2. La 2-2, nu? Una, ia vezi, câte mai sunt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu văd că ai numărat mai multe, ia mai număr o dată, dar aici nume, de la 10. Ia numără. Păi nu în 10? Păi astăzi trece, astăzi încercui mamic, e 9. Și numără de aici, de la 10, în jos. Una, până... 2, 3, 4, 5. Numără fiecare literă, mami. 1, 2. A numărat mai multe, dar nu mai contează. Deci, ce am aici? Fata m-a pus să fac din nou salată. Am băgat niște aripioare la cuptor. Aseară vreau să spun că a fost atât de plinite cât am mâncat decât salată goală. Doamne, nici nu mi-a venit să cred. Am mâncat un bol de ăsta în gura. Și n-am mai mâncat nimic altceva. Îi pun mai puțină ceapă, că apoi vine până lângă mine și... suflă în adins, ca să văd eu că am mâncat în acea... că am mâncat ceapă. Așa. Fac niște pește, nu știu ce să mai fac, să mâncăm. Dat așa prin mălai, cu o măriguță, nu știu. Nu mai gândesc. Îi pun ulei din ăsta, nu mai pun de măsline. Un pic de sare. Și un țel balsamic și gata. Deci așa arată, salată iceberg. Adevărul că de asta ai mâncat în fiecare zi, foarte, foarte sănătoasă și pică așa bine la stomac. Ia să vedem, mai trebuie ceva.
Deci, ține mănâncă mă cât un bol de salată. A? A fost bună? N-a fost bună, dar ai mâncat-o, nu? Bă, clățomană, ești hoțomană. Și aripioară, n-ai mai mâncat? Și mușdeiul pentru cine l-am făcut? Păi mi-a zis mami, usturoi n-am. Eu am muncit degeaba. Nu sunt usturoi. Așa ai zis, că vreau usturoi. Am dus usturoi, dar l-am păcălit. Doamne, deci am mâncat o jumătate de bol de salată din asta. Atât de mult îți place? Zama o mănâncă de zici că bea suc. Nu e live ăsta, te filmez să văd cât de frumos mănânci tu salată. Știi că e sănătoasă și are vitamine? Deci ea adoră să mănânce salată. Dacă se poate, salată, salată, salată pe fiecare zi. Noroc cu ea. Că pentru că insistă ea, deși n-am chef în fiecare zi să tai la salată, pentru că insistă ea, mănânc și eu. Noroc cu fetița mea. Da, mamă. Răcinte, fierbinte tare. Domi! Domi! Încet, mamă. Răcim ceaiul. Vim amândoi măcar. E tare bun. Ceaiul. Cărțile astea două și m-am tot gândit pe care să o citesc prima. Și până la urmă cred că o las pe aceasta, pentru că aș vrea totuși să o citesc pe asta. Și asta e frumoasă, sunt sigură, 100%, dar parcă mă gândesc mai tare titlul acestei cărți și o să vă spun un feedback după ce o termin. Unde citim acum? Ia! Ia să vedem. La amiază, Felicia și prietenul ei, Florian, se întâlnesc în piața în față... Stai, mami, că nu vă ce citesc. Se întâlnesc în piață în fața brutăriei. Cuvinte frumoase. Florian se tot plimbă încolo și încoace încercând să le găsească. Apoi deodată îi vine o idee. Firimituri de tultă dulce, îl strigă el micuțul clopot. Da, mai mulți porumbei își flutură aripile în jurul împrejurul lui. Hai, mami, că mă întrerup și nu știu ce citesc. De jurul... Hai, mai citim ceva? Ce sunt ăștia, mami? Porumbei. Bravo. Vai, aici avem omul de zăpadă. Ia să vedem. Eu sunt omul de zăpadă, m-am făcut copii. Asta e povestea. Sunt omul de zăpadă, m-am făcut copii în gravă. Da, mi-au pus-o din nasturii. Eu sunt omul de zăpadă, m-am făcut copii în gravă. M-a pus în ochi din usturei și m-am îmbrăcat în grei. Bravo, mami! Asta este? Asta e, ăsta omul de zăpadă. Asta e. Hai să vedem la următoarea. Mama, mai încă o înghețată de sus. Știam eu că tu ești curajoasă. Uite ce frumos e. Ești cea mai curajoasă fetiță după planetă. Porumbeii zboară în largul mării și călătoresc în țări depărtate. Apoi se întorc o mulțime de cuvinte. Crăciun fericit! Merry Christmas! Feliz Navidad! Bun Noel! Dar micuțul clopot tot nu răsună. Trebuie până la urmă să vedem de ce cuvinte frumoase avea nevoie clopoțelul cel mic ca să răsune și el. Ceva îi lipsea, mami. Da, din greșeală pe multe. Hai, gata, mami. Deci o să terminăm povestea, încheiem vlogul. Vă mulțumim pentru vizionare. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube și să ne vedem cu bine. Pa, pa! Pa, pa! Pe mâine! Pe mâine!